Bine ați venit la această ediție a emisiunii Mapamon creștin. La 75 de ani de la Holocaust, antisemitismul înflorește chiar și în Congresul din Statele Unite, așa cum a spus vicepreședintele Mike Pence în cadrul unui interviu în exclusivitate pentru știrile CBN. Vicepreședintele s-a deplasat la Ierusalim pentru a participa la Forumul Mondial al Holocaustului. El a vorbit și despre motivele pentru care creștinii susțin Israelul și poporul evreu. David Brody de la CBN a vorbit cu Mike Pence în orașul vechi. Holocaustul este de domeniul trecutului, dar ura față de poporul evreu și creșterea antisemitismului este de actualitate. Acest subiect a făcut parte din conversația pe care a avut-o cu vicepreședintele Mike Pence lângă zidul plângerii. Antisemitismul este în creștere în întreaga lume. Am fost martori unor acte de violență împotriva unor sinagogi din Pittsburgh, în Los Angeles. Au fost și victime. Antisemitismul este prezent și în discursuri. Mișcarea BDS încearcă să descurajeze oamenii să investească în Israel. Antisemitismul este prezent chiar și pe holurile Congresului. Discursurile antisemite nu sunt condamnate așa cum ar trebui. That has not been roundly and universally condemned as it should be. <inaudible> <inaudible> Este de neacceptat faptul că sunt oameni care nu își ascund sentimentele antisemite și nu sunt trași la răspundere. Vizita lui Pence în Israel nu are doar un caracter politic. În calitate de creștin care crede în Biblie, aceasta este și o vizită spirituală. Puteți explica oamenilor de ce iubesc creștinii evanghelici Israelul și poporul evreu? În calitate de credincioși creștini, suntem convinși că am fost chemați să binecuvântăm Israelul. Biblia spune că aceia care vor binecuvânta binecuvânta Israelul vor fi binecuvântați, iar cei care blastămă Israelul vor fi blestemați. Chiar înainte ca America să fie fondată, americanii au cerut restaurarea Israelului, redarea țării promise poporului evreu. America a fost prima țară care a recunoscut statul evreu al Israelului și am fost alături de ei la fiecare pas, deoarece există o legătură strânsă între cele două națiuni.